O... Haide să fie și cu bonjour. Băi, haide să vă spun un secret, băi, oameni buni. Nu mai încep la muzica asta de lux. Băi, cea mai bună muncă e aia care, după ce termin munca, ai mai vrea să mai muncești. Băi, nu e glumă. Ia uita și camionașele aici parcate. Am parcat camionașul. Aș vrea să mai muncesc, dar a zis, du-te, bă, acasă, băi, du-te acasă și odihnește-te. Nu prea avem muzică, nu prea ambianță. Băi, nu e nicio glumă chestia asta, dar... M-am gândit să vă spun o întâmplare reală. Eu nu umblu cu... Nu umblu cu cioara vopsită, cu minciuni, cu una, cu alta. Acum vreo lună și ceva, de-aia am fost supărat într-un timp. Am luat țeapă, băi, oameni buni. Că de-aia nu suport oamenii ca mincinoși, nu suport tot felul de măscăriși de ăștia. Înțelegeți? Un anumit patronaj de 2 lei și băi, faci o... Te inițiezi pe aici, că sunt nu știu ce documente de făcut, ce zicea el pe acolo, de parcă zici că era avioane. Și am pierdut timpul meu, o săptămână zile. Într-adevăr că nu am muncit, nu pot să zic, am stat în dreapta. Dar cât am alergat eu mașina și mă trezeam de noapte, că făceam și naveta prin virajele alea pe acolo, m-a dat peste cap. Mai ales că aveam și o reparație de făcut la mașina asta, aveam basculele aia de schimbat. Mă rog, cu totul am schimbat totul. Băi, că de-aia vedeți, într-un timp am fost hotărât să mă răzbun pe el, una alta, că am pierdut timpul, nici nu mi-a mai răspuns la telefon. Într-adevăr că el s-a și răsturnat cu un camion, dar bă, îmi venea să mă duc peste el, bă, băi, nu mai, deja fierbeam. N-am mai fost nervos în halul ăla de mult timp. Și ca să vă spun că de multe ori tot rău e spre bine, dar într-adevăr că nu poți să știi. Nu poți să știi că, băi, poate că e mai bine. Te auto încurajezi, te autostimulezi, băi, las-o așa, ce să mai, așa n-ai ce să faci. Și vreau să zic că câtă ură am avut eu pe el atunci și n-a ieșit treaba și a fost și jigodie și mincinos și ce vreți voi, bă, îmi vine să mă duc să-l cinstesc acum, să-i aduc cu o remorcă de bere, ia bă bere, că datorită ție, că e jigodie, merg mie treburile bine acum. Ca să vedeți și voi. Asta nu e chiar așa, trebuie să fii corect în viață, nu trebuie să fii jigodie ca ăla, că chiar gata, tot timpul tot rău spre bine. Nu, tată. Așa se întâmplă, cineva de sus, dacă ești corect, te iubește. Pe când... O jigodie, de ce nu ăla? De ce crezi că s-a răsturnat cu camionul? Dacă e jigodie, dacă e zdranță, ce să-i mai zici? Și asta e, bă, aia vă spun. Nu mai stați de vorbă cu... Nu mai ascultați tot felul de mincinoși, nu mai. E țara, e lumea plină de tot felul de măscăriși de ăștia, de maimuțoi de ăștia, să nu zic alte cuvinte mai periculoase. Hai. Opresc eu live-ul și asta e. Ciao, ciao, ciao.